Derbiul Podiuta l-a făcut pe Silviu Bălace să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă spiritul Timișoarei. Bălace se amintește cu plăcere de debutul său prin timișoreni, petrecut în 2003, chiar într-o partidă cu arădenii. Știu că am jucat a doua repriză, am intrat vreo 30 de minute. A fost... De fapt, meciurile astea, nu știu, ești motivat înainte cu mult timp de meci. Nu mai te gândești că, vezi, Doamne, trebuie să te motivezi, te motivează nu știu ce. Sau e ceva deosebit, ești motivat când intri pe teren, când stai pe bancă, când înainte să mergi la stadion, ești, te simți așa, că dacă bagă cineva una când tine, nu intră, atât de încordat ești. A fost splendid pentru că atunci mi-am dat seama ce înseamnă spiritul Timișoarei, ce înseamnă suporterii care au fost atunci la stadion. Bălaci a revenit la echipa timișoreană în vara anului trecut, iar primul joc a fost tot contra UTEI, moment care l-a emoționat foarte tare pe jucător. Deși este conștient că vor avea un meci greu cu arădenii, mijlocașul este convins că la final poliștii vor fi învingători. Acum când am venit la primul meci, a fost așa... Nu credeam, nu venea să cred că într-o săptămână s-au întâmplat atâtea lucruri frumoase pentru mine, să revin înapoi acasă și să joc cu UTA, și atunci chiar a fost un pic atmosferă, mai cred că au fost 6.000 de spectatori. Cu siguranță și ei se vor motiva, așa cum ne motivăm și noi, și ei se vor motiva. Știm că e un derby, cu siguranță va fi un meci frumos, un meci cu motivație, cu, cum spunem noi, cu orgolii, și sper că după acel mers să ieșim noi învingători.